Astăzi vă vom arăta cum să încărcați cartușele pentru Samsung SCX 4655 cod de cartuș MLT D117S sau L. Pentru reumplere aveți nevoie de sfic, patent, pensulă, șurubelniță în cruce, șurubelniță mică dreaptă, doza de tonă refil și pâinea, produse ce le găsiți pe erefil.ro. Pentru început, trebuie să desfaceți această lamelă. Aici se adună tonorul rezidual. Ea este prinsă în două șurubele, unul aici și unul aici. Atenție la cilindru să nu-l zgâriați în timp ce desfaceți. Lamela aceasta este prinsă și în aceste mici lagăre. Aici găsim lamela de ștergere, care este prinsă la rândul ei, iar în două șurubele. Desfaceți aceste două șurubele, dați lamela jos și scuturați tot ce găsiți în camera de rezidual. Luați acum sficul și trageți de lamele ușor în sus. Pentru a curăța lamela folosiți-vă de pensulă. Este camera de rezidual și se vede că are destul de mult toner. Trebuie scuturată neapărat la fiecare reumplere. Montați înapoi lamela. Scuturați și tonorul care a rămas pe cartuș, tot cu ajutorul pensulei. Acum montați înapoi această lamelă unde se adună rezidualul, acest rezervor.
acum va trebui să desfacem capacul pentru a ajunge la dop, unde facem reumplerea. Se desfacem totdeauna capacul unde este chipul. Aici sunt două șurubele. Acesta este dopul ce va trebui scos afară pentru a turna tonorul refil. Scuturați ce mai găsiți în cartuș înainte de a le reumple. Luați doza de toner, agitați-o foarte bine înainte de a o folosi. Montați pârnia. Și apoi turnați ușor tonorul. Tonorul turnați-l puțin câte puțin. Dacă îl turnați pe tot dintr-o dată, sunt șanse foarte mari să vă curgă. Compuneți capacul înapoi, să-l puneți bine până la capăt. Altfel există riscul de a curge. Montați înapoi capacul. Și aceasta este toată operațiunea. Învârtiți apoi de cilindru. Dacă cilindru se învârte ușor, înseamnă că totul ar trebui să fie bine. Atenție la chip. Dacă imprimanta este resoftată, chipul acesta va trebui înlocuit, va trebui acoperit. Dacă nu aveți resoftare la imprimantă, va trebui să înlocuiți acest chip.